Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Modernizarea străzii industriilor din Onești. Târgu Ocna, vernisajul expoziției Mihai Nichita Burculeț, 75 de ani, pictură. Cum poți deveni asistent personal profesionist? Joia februarie, de la ora 16 la Centrul Cultural Ion Talianu din orașul Stațiune Târgu Ocna, a avut loc un dublu eveniment. Este vorba de expoziția de pictură a artistului târgovnean Mihai Nichita Burculeț, urmată de un mini-spectacol coordonat de profesor Georgeta Nichita Burculeț. Detalii în minutele următoare. Mihai Nichita Burculeț, 75 de ani, pictură. Ca și cum pictura lui Mihai Nichita Burculeț a început exact acum 75 de ani. De fapt, un artist plastic care s-a născut și nu este făcut, își începe destinul chiar din acel moment în care ochiul său se deschide și poate un artist țipă mai puțin, dar ochii lui sunt mari deschiși înspre lumină. Sunt absolut convins că undeva în Iași, acum 75 de ani, ochii au fost mai mari decât țipătul la Mihai Nichita Burculeț. Niște ochi care trebuiau să prindă acea lumină pe care după aceea să o pună în toate lucrările sale. 75 de ani înseamnă și mult, înseamnă și puțin. E o viață de om. 75 de ani în care în fiecare zi te trezești cu o dorință. Să faci o bucurie. Mi-a zis un prieten al lui Mihai Nichita Burculeț și în acest moment este și prietenul meu, că zeii ne vor întreba câte bucurii a făcut celorlalți. Și eu cred că pictorul dumneavoastră și al nostru e și anul școlit la București și la Iași. Al dumneavoastră, Mihai Nichita Burculeț, a făcut în fiecare zi o bucurie. Știți, pictura nu este altceva decât afirmarea zilnică acestui gând. Să fac o bucurie. Să fiu prieten cu toți. Nu veți găsi în lucrările sale nimic atât de colțuros, nimic atât de excesiv, de expresiv, încât să vă creeze cel mai mic sentiment de oprire. Lucrările sale nu sunt altceva decât niște scene care vă invită cu toată dragostea să intrați în ele. Scene pe care le-a gândit și le gândește, iată, mărturisește astăzi de 75 de ani. Știți, frecvent ne uităm pe hârtii și ni se spune pictează de 25 de ani, pictează de 50 de ani. Cariera lui este de, iată, o carieră asumată de 75 de ani. Probabil de la primul punct care a atins hârtia, după aceea punctul care s-a transformat într-o dreaptă, nu pentru că așa se naște pictura, un punct se transformă într-o dreaptă. Apoi dreapta, ea însă și începe să translateze și se transformă într-un plan. Apoi planul devine spațiu. Ei bine, toată această poveste de la punct până la spațiu este aici spusă și este povestea unei vieți. Este povestea vieții lui Mihai Nichita Burculeț. O poveste spusă, să știți, în tăcere. Mihai Nichita Burculeț nu are acele lucrări uriașe pe care le fac astăzi artiștii contemporani, pentru că nu au foarte multe de spus și atunci încearcă să răcnească foarte mult pe suprafețe foarte mari. Lucrările lui Mihai Nichita Burculeț sunt relativ mici. Sunt prietenoase. Sunt pentru casele dumneavoastră. Sunt pentru casele dumneavoastră și încap foarte bine lângă ceea ce sunteți dumneavoastră. Lucrările lui Mihai Nichita Burculeț au acea anumită dimensiune omenească. Au așa anumită măsură umană. Lângă ele vă simțiți, trebuie să vă simțiți prieteni cu artistul. Nu sunt mari și nu sunt mici. Sunt exact cât trebuie încât să poată conține o idee.
toate lucrările au încifrat o idee acolo. Fie că sunt naturi statice și veți găsi acolo între naturile statice, veți găsi toate obiectele care aparent fac parte dintr-o recuzită de atelier. Un atelier de artist, dacă nu l-ați vizitat, vă povestesc eu, un atelier de artist se compune dintr-un șevalet, o fereastră, un artist și câteva obiecte. Ei bine, acele obiecte sunt așezate zilnic, sunt mișcate puțin ca la un mic cutremur. Și acele obiecte devin ceea ce se numește natură statică. Sau natură moartă, dacă vreți. Și obiectele se leagă între ele și obiectele construiesc relații între ele. Relațiile pe care le construiesc obiectele pictorului de astăzi, pictorului omagiat de astăzi, sunt relații de prietenie. Și o prietenie cromatică și veți găsi vecinătăți prietenoase de verde și albastru, de exemplu, de oranj și roșu. Toată acea paletă care încearcă să nu rănească sufletul și inima și retina noastră. Obiectele sunt prietenoase, nu numai ele, ele sunt prietenoase și cu spațiul pe care îl desemnează. Pentru că o altă temă importantă pe care o să o găsiți aici, în afară de această temă mare a naturilor statice, această temă care este atât de potrivită naturii intime, intimiste pe care o are artistul pe care îl omagiem astăzi, cealaltă temă mare este tema peisajului. Un peisaj de vis. Și este de vis pentru că linia orizontului, mereu, la pictorul dumneavoastră și al meu, se află un pic mai jos. Niciodată nu ridică atât de mult linia orizontului încât să ne obosească, încât să trebuiască să ridicăm capul. Astfel încât e un pic mai jos și se creează un fel de relație frumoasă între parte și întreg. Laurențiu Neghină, primarul Oneștiului, alături de președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, de europarlamentarul Dragoș Benea, de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, de vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Banfil, au susținut o conferință de presă la finalizarea lucrărilor pe strada Industriilor. Acest proiect de infrastructură nu doar că aduce beneficii practice, dar reprezintă și un semnal puternic de susținere pentru mediul de afaceri și un angajament ferm față de dezvoltarea comunității. Vă mulțumesc pentru participare și, în primul rând, mulțumesc presei pentru participare și oamenilor de afaceri din zona platformei. Mă bucur că astăzi putem spune că strada Industriilor a fost reabilitată în totalitate. A fost acum 3 ani de zile o propunere care astăzi s-a materializat, s-a finalizat. Eu am să dau detalii tehnice și am să spun cam cât a costat. Lucrarea se ridică la 21 de milioane cu TVA. Reabilitare de 5 km. Ce este așa de interes, cred că e una dintre puținele lucrări din județ, în mod cert, poate din țară, prin tehnologia cum s-a realizat această stradă. Și mă refer la faptul că această stradă este refăcută în totalitate prin beton rutier. E o tehnologie care de mult timp nu s-a mai aplicat la nivelul, și la nivel național și la nivel județean, într-adevăr, pentru a susține, pentru a avea o capacitate portantă mai mare a drumului, ținând cont că e zona industrială, era necesar să se lucreze așa. Mă bucur că antreprenorul aici de față a reușit să realizeze o lucrare complicată și complexă și le-a făcut în condiții de foarte bună calitate, se vede și din imagini. Noi am monitorizat lucrarea de-a lungul timpului, am fost împreună cu domnul primar pe fiecare etapă și ne-am bucurat de faptul că am văzut cât de bine s-a mișcat această lucrare, cât de bine s-a mișcat și antreprenorul. Pot să vă spun că au fost 2 luni de zile de proiectare. Și cred că un an și 6 luni
Nu, 8,5 luni, mă scuzați, 8,5 luni execuție. Nu se putea, a fost disconfort pentru zona de acolo, pentru o anumită perioadă, știți că nu se putea circula, pentru că n-avea cum, se turna totul printr-un utilaj special. Astăzi avem lucrarea, așa cum vedeți dumneavoastră în imagini, și reprezintă, în mod cert, și pentru mine, ca președinte, o asumare de atunci care s-a realizat și s-a finalizat astăzi. De asemenea, îi mulțumesc domnului primar pentru faptul că a făcut o întreagă prezentare a investițiilor Consiliului Județean, asocierilor cu primăria Onești, și cred că noi putem spune că acest tip de colaborare este un model de succes la nivelul județului, și toate investițiile care le-a enumerat domnul primar, fie că vorbim de piațetă, bibliotecă, spital, care într-adevăr spitalul arată foarte modern, și nu numai, arată faptul că am reușit să colaborăm, reușim să punem înaintea oricărui lucru, să punem interesul cetățenilor, și astăzi, să zic așa, o să mai avem pentru viitor, pentru anul următor, o asociere. De fapt, o și avem, dar o să o punem în practică în cursul acestui an. Arătăm că s-au putut realiza lucruri extrem de bune, extrem de frumoase și extrem de durabile pentru mult timp, dar în primul rând pentru cetățean. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău aduce la cunoștința publicului interesat unele clarificări importante legate de procesul de atestare și calificare a asistenților personal profesioniști. Demersul vine în contextul crescutului interes manifestat de către cetățenii interesați de acest subiect. Am mai zis pentru că m-a plăcut să lucrez cu omul. Nu știu, după 40 de ani mi-am propus să fac de toate. Și am zis că ce mi se oferă, încerc. Și atunci, pentru un simplu pliant care mi-a venit acasă, am zis că ar fi ocazie și o șansă să văd dacă pot să mă încadrez în meseria asta. E greu? E ușor? Nu e nici greu, dar nici ușor. Sunt zile cu soare, sunt zile cu mai puțin soare. Dar se poate. Ce le-ați spune viitorilor și cum ar fi să îi îndrumați, să îi ajutați să devină ca dumneavoastră? Ce le-aș transmite? Da. Dacă crede că poate, să încerce, că e frumoasă meseria asta, să dea lucra cu omul. Deci e frumoasă meseria. Nu meseria, poate că nu știu dacă am spus bine meseria, dar e frumos să lucrezi cu omul. De când o practicați? Poftim? De când o practicați? Sunt 2 ani și jumătate de când o practic. Am văzut că ați pregătit încăperi noi pentru... Da. Nu știu, ne-am... Bine, la început am stat împreună aici, la bucătărie, și acum stăm. Dar am spus că pentru intimitatea lor e mai bine să fie, să aibă o baie separată, o bucătărioară separată, micuță, așa, pentru el, ca să simtă bine. Totuși că mâncăm împreună la masă, aici, la masa mare. Dar, nu știu, ne-am gândit și pentru intimitatea lor, dar și pentru a noastră. Nu că ne-ar fi deranjat, dar e mai bine așa. Așa am simțit noi. Și am avut posibilitatea de a face lucrul ăsta și am încercat. Și văd că am reușit. Viitorul sună bine. Sună, da. Da, eu sunt foarte mulțumită. Pentru a deveni un asistent personal profesionist certificat, este esențial să obții certificatul de calificare sau de competențe profesionale emis de către un furnizor acreditat de formare profesională în domeniu. Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău organizează cursuri de calificare pentru ocupația asistent personal profesionist. Viitorii cursanți, ca și condiții minime, ar trebui să aibă minim 8 clase, să prezinte o stare generală de sănătate bună. Ca și condiții minim de locuit, beneficiarul pe care îl va avea în îngrijire și protecție să aibă o cameră a sa personală cu acces facil la spațiile comune, baie, bucătărie. Încurajez pe toată lumea să acceseze acest curs.
nu doar pentru condițiile care sunt din punct de vedere material, dar și pentru a experimenta altceva. Unde ar trebui să se adreseze? La DGASPC Bacău, pe strada Alea Ghioceilor numărul 4, sau la rețeaua de asistenți personali profesioniști, care are sediu momentan în Târgu Ocna, strada Tisești numărul 45B. De astfel, se găsesc toate informațiile pe site-ul DGASPC-ului Bacău, în secțiunea anunțuri. Am înțeles că și primăriile au fost anunțate. Da, am încercat să promovăm acest serviciu și la nivelul primăriilor din județul Bacău. Am lăsat pliante, am distribuit și la actualii apepiști pliante pentru a le da cunoscuților care doresc să acceseze acest curs și această meserie. Deci în mediul rural pot să intereseze și la primăriile de la ei? Bineînțeles că da. Cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist trebuie să fie însoțită de următoarele documente: copii de pe actele de stare civilă, copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor, o scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie, tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare. Adeverințe medicale privind starea de sănătate eliberată de medicul de familie, atât pentru solicitant cât și pentru persoanele cu care locuiește, copie de pe titlul de proprietate sau coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana sau persoanele a fi îngrijită sau îngrijite, declarație pe proprie răspundere în formă autentică a proprietarului coproprietarilor sau proprietarului în cazul închirierii sau al comodatului privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist, cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește. La finalul lunii ianuarie a avut loc conferința de presă susținută de directorul general al RAJA Aurel Presură, de primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, dar și de către consultantul proiectului pe fonduri europene Gheorghe Boieru. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, un proiect ambițios ce asigură locuitorilor accesul la un standard normal de viață. De altfel, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, și-a exprimat mulțumirea față de implicarea celor de la Raja prin implementarea proiectului de alimentare cu apă. Implementarea acestui proiect de peste 275 de milioane în orașul Onești este foarte important pentru cetățenii orașului. În primul rând, vreau să vă spun că începând cu luna iulie vom avea a doua sursă de alimentare a orașului dumneavoastră. Știți foarte bine că au fost foarte multe situații când orașul n-a avut apă, pentru că așa stau lucrurile, suntem captivi la crab și când apare o avarie pe conducta de alimentare a orașului dumneavoastră, noi nu aveam altă soluție. În felul acesta am reușit să eliminăm acest disconfort și cetățenii orașului vor avea apă 24-24 de ore în continuu. În afară de acest proiect, am făcut și reabilitarea unor rețele și extinderea unor rețele de canalizare și, de asemenea, stația de epurare. Am reușit să finalizăm aceste două proiecte. Doar proiectul legat de stația de filtrare, care va fi pus în luna a șasea, pus în funcțiune, va rezolva în totalitate problemele orașului dumneavoastră. Mulțumesc. Da, este cu adevărat un proiect ambițios, foarte necesar pentru comunitatea noastră. Așa cum am spus și în timpul conferinței de presă, beneficiile care le vor resimți cu adevărat oneștenii vor fi în momentul în care se va finaliza a doua sursă de apă. A doua sursă de apă, din discuțiile care le-am avut cu conducerea Raja, cel mai probabil la jumătatea anului va fi finalizată, moment în care Oneștiul nu va mai resimți acest disconfort. Vor mai exista cu siguranță mici avarii, dar realizându-se și aceste sectorizări, avariile vor fi de mici dimensiuni. Cel mai important este că nu vor mai exista aceste întreruperi majore, cea pe care am avut-o în luna decembrie, pe care cu toții am resimțit-o și nu a fost deloc confortabil.
aceste situații după luna a șasea nu vor mai exista la Onești. În primul mandat ați avut reale probleme în ceea ce privește întreruperile la apă, iată că acum sunt din ce în ce mai rare. Sunt cu adevărat din ce în ce mai rare, cu toții le observăm, unii mai mult, alții mai puțin, dar într-adevăr lucrurile s-au îmbunătățit. Venirea societății Raja la Onești a fost cu adevărat un câștig pentru comunitatea noastră. Ne mândrim pentru că suntem la Raja de 20 de ani, am depășit 1 miliard de euro în investițiile în apă și apă uzată. Eu sunt foarte mândru pentru că Raja e cel mai mare operator din România. La Onești aici îmi plac foarte tare oamenii, mi-a plăcut tare mult cu domn primar. Fără dânsul nu făceam aceste proiecte în timpul pe care l-am avut la dispoziție. Și a fost și o ambiție personală a lui Raja să aducem apă oamenilor, pentru că totuși suntem în 2024, să n-ai apă parcă nu e bine așa, da. Sunt la dumneavoastră din 2012, când am făcut analiza de dezvoltare și implementare a proiectelor. Atunci, cu surprindere, am văzut că avem nevoie de apă. I-am spus și unei prietene care e plecată de la dumneavoastră de aici, Loredana, care e prietenă cu mine, i-am zis, băi, sunt la tine acasă la Onești și vrem să facem treabă. Și Oxa, companie foarte bună, și Laurențiu și-au făcut treaba. Noi n-am făcut decât să formăm o echipă. Și la dumneavoastră merită această echipă și eu mulțumesc oamenilor care i-am mai supărat. Activități duhovnicești la Spitalul din Onești. În perioada 2-4 februarie, la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca al Crimeei din Onești a devenit locul unor evenimente cu puternică încărcătură emoțională și spirituală. Este vorba de secția de oncologie și paliație, unde credința și compasiunea au fuzionat într-un demers comun de susținere a celor aflați în suferință. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, o parte din preoții protoierii Onești au adus lumina credinței în spital, săvârșind taina Sfântului Maslu și oferind binecuvântare prin stropirea cu aghiazmă în saloanele celor două secții. Acest gen de susținere spirituală a dus alinarea pacienților imobilizați la pat, aruncând o rază de speranță în locurile unde suferința este o prezență constantă. Într-un moment special, preotul Ilarion Mâță, consilier eparhial la sectorul social filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a rostit o rugăciune de vindecare, alcătuită de înalt preasfințitul părintei Arhiepiscop Ioachim. A subliniat de asemenea importanța colaborării dintre biserică și spital în vederea vindecării sufletești și trupești a pacienților, evidențind inițiativele desfășurate în cadrul proiectului eparhial sociomedical Bolnav am fost și m-aș cercetat. Sâmbătă și duminică, 3-4 februarie, preoții de caritate ai spitalului, preotul Petrică Cuibar și preotul Samuel Pricaz, au continuat acțiunile duhovnicești, aducând spovedanie și împărtășanie pacienților. Au propovăduit și au susținut cateheze tematice, reflectând valorile anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. O adevărată comuniune spirituală s-a înfiripat în aceste zile la Spitalul din Onești, unde credința și îngrijirea medicală s-au împletit pentru a oferi susținere pacienților, iar preoții au adus lumină și cuvânt de alinare în locurile umbrite de suferință. Lecție de legislație rutieră predată de polițiști. Pe 5 februarie, polițiștii biroului rutier Bacău au fost prezenți în mijlocul elevilor de la unitate de învățământ din localitate și le-au transmis mesaje cu caracter preventiv privind traversarea corectă, respectarea semnelor de circulație, unde și cum, de la ce vârstă pot merge cu bicicleta sau cu trotineta electrică, semnificația indicatoarelor rutiere, semnalele polițiștilor rutieri, comportamentul la locul de joacă, precum și prezentarea tehnicii din dotare. Elevii au primit recomandări astfel încât să nu devină victime ale infracțiunilor sau accidentelor rutiere. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 10 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Duminică, 11 februarie, vremea se mai încălzește, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Luni, 12 februarie, cerul va fi unul noros. Maxima zilei nu va trece de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.